76. De data asta le-am adus niște gustări, niște nuci, merișoare, pâinică uscată, în speranța că o să le atrag. Vreau să rămâneți până la final, să vedeți ce înseamnă o zi petrecută în natură cu fotografia asta. Poate să însemne o mare reușită sau poate să nu însemne nimic. Foarte important cadrul, cum îl aranjezi, pentru că am văzut la mulți fotografi profesioniști că ei nu mai sunt cum am fost eu. Bine, cred că toți am fost la început la fel, adică run and gun, mergeau ca mine așa pe aici prin pădure, sperând să găsească ceva și bam, bam, cum vedeau, apăsesc că dam, dam, apăsau pe trăgaci. Mulți profesioniști acum aranjează ca un fel de platou foto, pun acolo niște momeală pentru animale și le prind în cele mai frumoase ipostaze. Mereu mă întrebam, zic, bă, dar cum reușesc ăștia să prindă pe ferițele alea, mâncând așa de aproape, mâncând fel și fel de, și jucându-se. Așa că voi încerca și eu astăzi să fac asta, cât îmi permite timpul, dar e greu să car și monstrul ăsta de obiectiv, da, să car și piesa, da, și nu știu dacă se vede, e și trepiedul undeva pe spate, e și trepiedul agățat de piesa, și mai e și grea camera asta, aici pot să o țin cu o singură mână. Și o să vă arăt după ce ne instalăm cum decurge treaba. Am zis, ne pregătim niște gustări, să putem, dacă putem să le facem, să vină aici. Am zis că filmez un pic, să vă arăt trepiedul meu natural. Niște crenguțe, atât. Mereu am spus că îmi trebuie un jobby. Ați văzut, cred că, pozele pe care le mai pun eu pe Facebook și pe Instagram. Dacă nu le-ați văzut, aveți linkurile mai jos să intrați să le vedeți. Pozele acelea nu se fac singure și nu le face camera, le fac eu. Poze ca alea ies foarte, foarte greu și foarte, foarte rar. Contează foarte mult de noroc, de locul în care te afli și de momentul zilei. Mai important. Ia, am fost o veveriță, fiți atenți că am fost o veveriță. E o veveriță chiar acolo. Acum nu știu dacă pot să îndrept obiectivul către ea, pentru că este foarte deasă pădurea. Ciocănitor. Auziți? Nimic. Exact ce-mi place mie. Nimic. Liniște. E perfect. Și cred că aud una ronțăind la o nucă, fiindcă sunt mulți nuci în zonă. Sunt absolut sigur că într-una din zilele astea o să reușesc să iau cadrul ăla.
Trebuie să reușesc să iau cadrul ăla.